Bună ziua, dragele mele prietene, pentru că astăzi eu voi dedica acest video pentru voi, sexul frumos, care aveți probleme cu sindromul ovarelor polichistice. Despre ovarele polichistice am vorbit într-un alt video, urmează linkul de mai sus și o să afli mai multe ce înseamnă ovar polichistic, cum apare și mai ales care sunt complicațiile acestei situații, care nu este deloc ușoară. Astăzi mă voi opri asupra dietei ca și metodă de abordare a sindromului de ovar polichistic și îți voi prezenta și 10 suplimente care te pot ajuta să ții situația sub control. Nu uita, întotdeauna vei găsi sub video-ul pe care îl pun la dispoziție și articole din blogul meu Sănătate în toate cu lăcră, care conțin studii științifice care vin să susțină ceea ce eu încerc să îți prezint, pentru că e bine să ne uităm și pe știința din spatele afirmațiilor care se fac în mediul virtual. Cea mai bună dietă și care are multe studii științifice la bază este așa numita dietă ketogenică sau pe scurt dieta keto, care înseamnă un aport crescut de grăsimi cu reducerea semnificativă a aportului de carbohidrați, ceea ce obligă organismul tău să intre într-o stare numită cetoză nutrițională. Vezi că am vorbit și despre dieta ketogenică foarte mult, am câteva video pe care le-am dedicat și o să le las aici pe parcursul prezentării mele ca să înveți și tu mai multe despre această dietă. Bun, practic, cum te poate ajuta dieta keto să ții sub control ovarul polichistic? 1. Ovarul polichistic duce la ceea ce se numește rezistență la insulină, ceea ce duce la obezitate. Dieta ketogenică are efecte extrem de bune pe scăderea în greutate, ducând la reducerea grăsimii abdominale, ceea ce îți va îmbunătăți sensibilitatea la insulină și te va ajuta să reglezi o parte din modificările hormonale specifice ovarului polichistic. Dieta ketogenică este de asemenea foarte eficientă ca și metodă de abordare dietetică a diabetului, ceea ce înseamnă că te va ajuta și să-ți scazi glicemia, ducând de asemenea la îmbunătățirea sensibilității la insulină, adică la scăderea rezistenței la insulină care este specifică ovarului polichistic. Dieta ketogenică te poate ajuta și să reglezi sângerările menstruale datorită faptului că are efecte pe modificările hormonale specifice ovarului polichistic, nu numai pe modificarea sau îmbunătățirea sensibilității la insulină, ci influențează de asemenea și secreția de hormoni sexual specifici feminin, progesteron, estrogen, ceea ce te ajută pe tine să nu mai ai atâtea probleme cu dereglări ale fluxului menstrual. Un alt efect pozitiv al dietei ketogenice este și că te ajută să scapi de secreția excesivă de testosteron, care este specific ovarului polichistic, ceea ce te va ajuta să scapi de acnee și de ceea ce se numește hirsutism. Hirsutism înseamnă că o femeie începe să aibă mustață, barbă, ba chiar să înceapă să chelească, pentru că există prea mult testosteron în corp. Așadar, dieta ketogenică te poate ajuta chiar și în această situație. Hai să-ți prezint și 10 suplimente, rapid, care te pot ajuta să ții sub control această stare numită ovarul polichistic. Nu uita, mare parte din aceste suplimente se găsesc și în alimentele care sunt permise în dieta ketogenică și atunci poți beneficia de ele într-o stare naturală, deci din alimente. Dar dacă totuși ai nevoie de suplimente, te poți gândi și la suplimentele pe care ți le voi prezenta. Inositolul ajută la îmbunătățirea sensibilității la insulină și te ajută de asemenea să reglezi fluxul menstrual.
Berberina. Berberina este un supliment care este cunoscut că are efecte de scădere a glicemiei și te ajută de asemenea să scazi nu numai glicemia, dar să îmbunătățești și fluctuațiile hormonale din corp atunci când ai probleme cu ovar polichistic. Acidul alfa-lipoic este un antioxidant foarte puternic care te ajută să lupți cu inflamația specifică rezistenței la insulină și te ajută de asemenea să mai domolești sensibilitatea la insulină, astfel încât celulele tale să răspundă la acest hormon. Deci totul se învârte practic în jurul îmbunătățirii sensibilității la insulină. Suplimentele cu omega-3 sunt de asemenea indicate împotriva inflamației, dar te ajută pe anumite căi și să reglezi secrețiile de hormoni sexuali feminini, care sunt puțin dereglate atunci când avem de-a face cu ovarul polichistic. Acidul folic sau vitamina B9 este extrem de importantă pentru corpul nostru, pentru toată lumea, nu numai pentru persoane care suferă de o anumită condiție metabolică. Este un reglator al homocisteinei. Homocisteina este o analiză de sânge care îți arată că există multă inflamație în corpul tău. Așadar, dacă o să-ți iei probe de sânge și ai homocisteina crescută, gândește-te și sfătuiește-te cu medicul tău dacă nu e cazul să iei niște acid folic, extrem, extrem de important pentru întreaga sănătatea corpului, nu doar pentru sănătatea hormonală. Vitamina D. Am mai vorbit despre ea, vorbesc mereu despre ea. Este extrem de importantă pentru corpul nostru. Lipsa de vitamină D este foarte frecventă la persoanele care suferă de sindrom de ovar polichistic și atunci este foarte important să te expui la soare, evident, atunci când există soare. Dacă deja a trecut perioada de vară, atunci este bine să iei suplimente cu vitamina D3, care este forma activă a vitaminei în corpul nostru. Suplimentele cu crom. Oh, da! Cromul este cunoscut că inhibă pofta de dulce. Eu am testat pe pielea mea și, într-adevăr, așa a fost în perioada cât am luat crom. Nu mi-a mai venit așa să mănânc toată ziua prăjituri keto și torturi keto. Este bun pentru că îți cade glicemia, astfel îmbunătățindu-se, da, așa e, rezistența la insulină, zincul. Zincul este foarte important pentru imunitate. Știm asta. O să vă mai povestesc. Eu fac câte o cură o dată pe an, când începe sezonul rece, cu zinc, cu suplimente cu zinc, timp de o lună și după aceea sunt și eu liniștită, nu răcesc deloc așa de des. Deci zincul este de asemenea foarte important pentru sănătatea hormonilor tăi. Deci poți să ți-l aduci din alimentație sau să iei suplimente. Vitaminele din grupul B, toate la un loc, sunt foarte importante pentru sănătatea hormonală a corpului nostru. Fie că e vorba de femei, fie că e vorba de bărbați. Sunt cu atât mai importante dacă suferi de ovar polichistic, pentru că te ajută să reglezi fluctuațiile hormonale specifice acestei condiții. Coenzima Q10 te ajută să lupți cu inflamația, care este secundară rezistenței la insulină specifice ovarului polichistic. Te ajută și să îți menții o imunitate la parametrii care să te ajute să lupți cu inflamația. Pentru astăzi, cam atât. Sper că a fost interesant și că te va ajuta să-ți faci o strategie dacă suferi de ovar polichistic. Nu uita că te aștept și în blogul meu lăcră.blog. Acolo vei găsi meniuri keto, planuri săptămânale pentru cei care doresc să țină keto și o mulțime de alte informații. Acum îți mulțumesc foarte mult pentru atenție.
Îți doresc să fii cât mai sănătoasă, să reușești să scapi de această condiție, care nu e deloc una ușoară, așa cum spuneam. Nu uita! Like, abonează-te, dă drumul și la notificări și te aștept data viitoare aici să discutăm despre alte lucruri interesante, sper eu. Până una alta, sănătate în toate culăcră, îți dorește o zi frumoasă și sănătate în toate.